bună tuturor, eu sunt Andra Gogan și astăzi v-am pregătit episodul 8 din How to Become Popular in High School. Nu uitați de concursul pe care vi l-am pregătit, în care puteți câștiga o zi pe platourile de filmare ale serialului, dar și apariția voastră în episodul 10. Tot ce trebuie să faceți este să dați share pe Facebook la toate episoadele sezonului 2. Iar dacă vă place episodul de astăzi, nu uitați să dați un like, un share pe Facebook și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Deci, hai să începem! Din episodul de data trecută. Știi, Rareș, acum că suntem în regulă cu Alexia, voiam să spun că am invitat-o la o întâlnire. Ce drăguț, și cum ești? Nu știu, e cam prima mea întâlnire. Tu cu Robe sunteți împreună? A, nu, suntem doar prieteni. Am putea să facem o întâlnire dublă. Ai putea să fii cu mine? Tu încă lucrezi pe Robe? Nu știu, eu am încredere în amândoi. Andra, ești pregătită pentru azi? Da, chiar sunt pregătită și o să fie foarte frumos. O să avem o super echipă și o să fie super. Cam câte fete s-au înscris? Multe, știu că au venit foarte multe și de-abia aștept să le văd cum dansează. Și o să aibă super emoții, cred. O altă regulă pentru a deveni popular la liceu. Trebuie să ai totul pus la punct. Atunci când organizezi ceva, trebuie să iei atitudine și să fii atent la toate detaliile. Am emoții pentru ele. Hai să mergem să vă arăt sala. Hai. Ce mai zici, Diana? Cum mai ești cu Teo? Nu v-am mai văzut împreună. Păi, da, de la o vreme ne-am cam distanțat. Dar ce s-a întâmplat? Vă stătea foarte bine împreună. Din cauza colegii ălea noi, Andra. M-am și certat cu el din cauza ei. Da, am văzut și eu că în ultima perioadă petrece mult timp cu ea. Da, și nu înțeleg de ce. Adică el e exact ca noi și ea e total diferită. Eu l-am adus și pe Rareș pentru că oricum nu făcea nimic acasă. Da, am adus-o și eu pe Alexandra pentru că stă în zonă. Hai să mergem! Fetelor, știți ce zi azi? Ce zi? Preselecția Andrei. Ea chiar crede că poate să-și facă propria echipă de majorete? N-ar trebui să o lăsăm să-și facă preselecția. Hai să... să-i luăm cheia de la sala de festivități. Da, mereu va exista o persoană care îți va sta în cale și care îți va strica planurile. Dar ca să devii popular, trebuie să nu bagi în seamă răutățile celor din jur și să ai alături de tine doar persoane care te susțin și te ajută. Fetelor! Pe bune, chiar ai luat cheia de la sală? Cred. Deci facem preselecția în sala de festivități. Pe bune? Închisă? Ce facem acum? Nu știu. Hai să vorbim. Hai. Oh. Nu știu ce ne facem, au venit atâtea fete și nu pot să le trimit acasă. Păi și ce facem, anulăm preselecția? Nu, trebuie să găsim un loc. Da, ce ziceți să facem? Mereu există și o a doua variantă. Nu trebuie să te dai bătut și să renunți. Dacă îți dorești să faci ceva cu adevărat, sigur vei reuși. Știu că nu s-a mai făcut asta vreodată, dar cred că nu se supără nimeni. Să facem pe holul liceului. Da, o să fie super spontan. Da, și sigur o să ne simțim foarte bine și așa. Alexandra, vii să te ai mâine? Da, sigur. Ce faci? Bine. Tu, Alexandra, ce faci? Tocmai terminat de citit cartea pe care ne-a propus-o doamna de română și mai vreau să începem cu o carte pe care am găsit-o la biblioteca școlii. Ok, bine. Hai să ne uităm la meniu. Ok. Tu, Alexia, ce ai vrea? Mă mai gândesc. Hei, bună, fetelor! Eu sunt Andra și aici vom ține preselecția pentru majorete. Pentru că a intervenit o mică problemă, iar sala nu mai e disponibilă. Nu da. Vă ține mult și o să fie bine.
Putem să începem? Da, hai să începem! Bună, eu sunt Denisa și îmi doresc foarte mult să intru în echipa de majorete și astăzi am pregătit un mic moment de dans. Super! Și ești pregătită? Da! I want you to jump like you trying to get stuck in the air. If you feeling so late and don't care, shorty beat in the face in the mirror, up in the air. I want you to jump, 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 jump. Super. Următoarea? V-am spus că eu, Robe și Andra am format o trupă și am găsit un studio și vrem să înregistrăm ceva. Facem și noi mai multe piese și... Hai că mă duc să iau eu băuturile. Yeah. Up in the air, I want you to jump, 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 jump. Up in the air, I want you to jump. Jump. Mulțumim foarte mult! Alexandra, o să mergem să luăm o gură de aer. Ok. Ce să fac, Radeș, că nu mă descurc deloc. Ai văzut cât de mult se plictisește Alexia. Păi vorbiți voi despre cărți, de exemplu. Chiar? Despre cărți. Bună idee, mersi mult. Plăcere. Doamne, Alexandra, am emoții. E așa evident. Puțin. Păi și atunci ce să fac? Păi fii tu însă-ți vorbește despre ce îți place. Ok, hai să ne întoarcem. Mereu începem conversația. Știu. Chiar ai voce, nu știu, chiar, da? chiar super, îmi place super mult de tot. O altă regulă pentru a deveni popular la liceu. Nu te intimida atunci când vorbești cu o persoană pe care o simpatizezi. Ca să nu ai emoții, zâmbește mult și spune ce simți. Asta fac eu și așa mi-e mult mai ușor. Că tot vorbeam, studio? Da, apoi am vorbit la telefon atunci, da, și am găsit un studio foarte tare când am fost cu la Eli la repetiție și mă gândeam, poate repetăm acolo ceva? Super, când? Nu știu, zilele astea vorbim și ne vedem acolo. Perfect, vorbești cu maică-mea, sper să mă lase. Da, și să facem piesa aia pe care... Da, clar, piesa aia pe care ai zis că ai visat-o, da. Super. Ai mai citit din carte? Da, am ajuns la partea aia în care Thomas observă că nu există de fapt cale de ieșire din labirint și e foarte tare carte. Deci mai ai puțin. Da, mai am puțin. Da, eu trebuie să plec. Da, și eu sunt soțesc. Înseamnă că am rămas singur, nu? Da. Ce ai, mă? Cum adică ce ai, mă? De ce ai mințit-o pe Andra?
Cum adică? Păi ai spus că Teo a închis-o în clasă. Nu? Nu i-am zis asta? Și oricum, Teo nu merită. Mai, 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 stop, stop, ce faceți? Opriți-vă, puteți să fiți exmatriculați. Are chef de ceartă. Liniștiți-vă, pe bune. A plecat. Hai să-i facem ceva. Mi-a venit o idee. Hai să-i scriem un bilețel. Hai. Dragă Andra, sunt Teo. Da, tipic fetelor rele din liceu. Vor mereu să te facă să te simți prost. Să te dai drept altcineva nu e deloc bine. Și până la urmă mereu se află adevărul. Hai să ne vedem în parc. Vreau să-ți mărturisesc ceva. Ne vedem după liceu și mai spune că nu-i va părea rău. XOXO Teo. Ce romantic! Știți ce ar fi mai romantic? Larisa? Hai mă, serios, abia l-am primit. Îți cumpărăm noi altul. Bine. Poftim. Mie la școală mi-e cam frică să spun, numai că suntem singuri. S-a făcut seară. Mi-a plăcut astăzi, dar chiar trebuie să plec. Vrei să te însoțesc? Da. Ok. Un trandafir? Chiar e pentru mine? Ce drăguț! Sunteți curioși să vedeți ce se va întâmpla mai departe? Nu uitați să urmăriți următorul episod din How to Become Popular at High School. Băi, băi, gata, gata, stop, stop, ce faceți? Puteți să fiți... Relax! Explodă aia! Iar... Mă lasesc chiar... Îți căsc... Băi, băi, băi! Ok, hai să... Andra și Rob. Hai încă dată. Stai, 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 stai. Da, acum că e momentul și suntem singuri. S-a făcut seară. Am uitat ce trebuie să spun. Bine, eu la... Super. Super. Din episodul de data viitoare. Astăzi și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un share la acest video. Iar noi ne revedem data viitoare!